Universitatea Politehnică Timișoara a lansat campania de admitere 2024, atât la nivel de licență, cât și la nivel de masterat. Senatul UPT a aprobat regulamentele de organizare și desfășurare a concursurilor de admitere și a calendarelor aferente. Totodată, și în acest an, se păstrează posibilitatea preînscrierii elevilor, beneficiind astfel de reducerea taxei de înscriere. Cele 10 facultăți din cadrul Universității Politehnică Timișoara, prin metodologii și proceduri proprii, vor oferi detalii cu privire la derularea procesului de admitere. Printre categoriile de candidați care vor beneficia de locuri distincte, finanțate de la bugetul de stat, se numără absolvenții cu diplomă de bacalaureat de etnie romă, absolvenții cu diplomă de bacalaureat provenind de la licee situate în mediul rural și absolvenții cu diplomă de bacalaureat provenind din categoria persoanelor cu cerințe educaționale speciale. Perioada de preînscriere pentru sesiunea iulie este 1 iunie 2024 până la data de 10 iulie 2024. Aceștia își vor completa fișa de înscriere, respectiv să încarce documentele necesare pe platforma de înscriere a universității. Candidații care se preînscriu în perioada menționată vor beneficia de reducerea taxei de înscriere, conform hotărârii Senatului UPT.